Și Căldău la Craiova? E o variantă posibilă, că știu că dumneavoastră ați fost cel care l-a dus la Galata. Craiova e o situație, e o situație puțin grea. E bine că s-au salvat. S-au salvat el și l-a băgat pe Morusan. Da, a retrogat în Caragiuciu. Da. Da, da, ei, da. Ei se întorc amândoi și Morusan și Cicâldău la Galata în vara asta? Da, ei se întorc la Galata, fac pregătirea cu Galata și vom vedea ce gânduri. Sunt și alegerile la Galata, a rămas același președinte, dar de fotbal direct se ocupă vicepreședintele, cel care i-a dus pe Icardi și pe ceilalți, dar nu știu dacă mai rămâne acest vicepreședinte și dacă investițiile vor fi de nivelul celor de anul trecut. V-am întrebat de Cicâldău la Galata, că tocmai a spus Rotaru aseară. Tocmai a spus Mihai Rotaru aseară că îl vrea mult la Craiova. Morotaru îl vrea de mult, dar Cicâldău are un salariu atât de mare încât nu se poate aproape. Dar vom vedea. Și ultima întrebare, Man a prelungit cu Parma? Nu. Man nu a prelungit, nici Mihaila. Suntem în discuții. Am avut două, trei întâlniri, nu ajungem la un numitor comun, dar probabil jucătorii vor să rămână la Parma, dar nu în condițiile care mi le oferă Parma, ci în condițiile pe care le cer eu. Am înțeles. Mulțumim mult de tot, domnul Becali, pentru intervenție și felicitări pentru eveniment încă o dată. Numai bine. A fost Giovanni Becali aici în direct cu noi la Fanatic Superliga, povestindu-ne în măsura în care a putut și domnia sa culise despre ce s-a întâmplat la evenimentul de sâmbătă seara de pe Arena Națională. Un eveniment care până una alta, cu aproape 55.000 de oameni în tribună, a arătat cât de prețuită este această generație de aur, generația de aur care a reușit în 1994 la Mondialul American să atingă pragul semifinalelor, aș fi spus, dar pragul sferturilor de finală. Am fost la un penalti, că tot am vorbit în emisiunea de azi de un penalti ratat la lovitură de departajare, am fost la un penalti de o semifinală cu Brazilia atunci. Bineînțeles că, așa cum este întotdeauna la o convocare la echipa națională, vor fi păreri pro, contra, oameni care cred că trebuiau să fie acolo și meritau să fie acolo, oameni care sunt acolo și poate meritau mai puțin să fie acolo, dar până una alta, în această sâmbătă seara am văzut că echipa națională și jucătorii acei echipe naționale sunt prețuiți de fanii români, pentru că au fost foarte, foarte mulți fani în tribunele Arenei Naționale, fani care nu i-au văzut pe acești jucători pe teren, nu i-au văzut live, i-au văzut prin filmările care sunt pe internet, pe YouTube și așa mai departe, nu l-au văzut pe Hagi live, nu l-au văzut pe Petrescu live, nu l-au văzut pe Adrian Ilie live sau pe Gică Popescu. I-au văzut de data aceasta, bineînțeles, cu ani în plus, cu kilograme mai mult, cu o condiție fizică care până la urmă vârsta nu iartă pe nimeni, dar a fost un spectacol și a fost o bogăție de sentimente, așa cum echipa națională ne-a obișnuit ani de zile să le trăim. Acolo unde o ratare a calificării la un turneu final, fie european, fie mondial, era ceva rar în perioada anilor 1990-2000. Am fost în acea perioadă de 10 ani, am ratat doar europeanul din 92. Atât, da. În rest, am fost în 90 în Italia, a fost, Dănuț Lupu știe despre ce vorbesc, despre acel mondial, am fost în 94 în America, capul de pod al acestei generații, am fost 96 în Anglia, am fost 94 mondial în Franța, am fost în 2000 apoi la Europeanul din Belgia și Olanda, acolo unde am fost în sfertul de finală, ceea ce ne-am dorit să se întâmple și luna viitoare în Germania. Informații interesante pe care ni le-a oferit Giovanni Becali, apropo și de salariul lui Cicâldău la Galatasaray, eu știu că este undeva la 1.200.000. N-are cum să plătească așa banii. Mă gândesc că singura soluție pentru Craiova în cazul în care s-ar ajunge la un acord cu Galatasaray ar fi un împrumut și cu plata unei părți a salariului, deși și aceea e mare, jumate din salariu reprezintă ceva ce nu este în Liga Antin. Cel mai mare salariu în Liga Antin, în acest moment, cred că l-are Chiricheș. Este la 40.000 pe lună. Da, dar Chiricheș a renunțat la o parte din bani atunci când a fost acceptat. A renunțat 3-4 luni, dar după aia a revenit la salariul lui, iar clauza despre care vorbea și Gigi Becali i s-a activat
campion, prelungirea contractului cu încă un an. Chiar și așa, FCSB mai umblă după fundași centrale. Și au nevoie pentru sezonul următor. Trecem puțin din fotbal în... Te uiți la Gardos, vrei să vină? S-ar păi putea. Ce, Gardos a jucat și în Cupa Presei în weekend, așa că e fit. E același nivel. E același.